Cei 1380 de angajați de la Minprest au reușit o performanță negativă în anul 2015. Salariații și-au luat până la sfârșitul lunii noiembrie numai puțin de 7580 de zile de concediu medical. Directorul unității, Gabriel George, spune că cei care au abuzat de concedii medicale din motive neîntemeiate vor avea de suferit. Aproape 21 de ani de concedii medicale și-au luat angajații de la Minprest în anul 2015. Gabriel George afirmă că va lua măsuri cu cei care nu și-au luat concediul medical pe bune. Deja am cerut o analiză și din urmă să vedem ce s-a întâmplat și în 2013, pentru că atunci n-am făcut această analiză. Și la vremea respectivă, în speță până în 15 ianuarie, o să luăm o decizie, în sensul că cei care au avut peste 5 zile de concediu medical plătit de către unitate și n-au avut nicio zi de spitalizare, au contractul pe perioada determinată, probabil că nu o să ne mai prelungim contractele. Directorul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj, Daniel Bondoc, a precizat ce sumă a plătit Casa pentru concediile de la Minprest. Sumele plătite în 2015 sunt în valoare totală de 61.912 lei către Minprest, iar de asemenea, tot către această societate, avem înregistrate cereri de plată în valoare de 64.193, care încă nu sunt plătite, o parte pentru că au fost refuzate dosarele la plată datorită unor erori în concediile medicale, iar o parte din ele pentru că sunt depuse în ultimele luni și încă nu am ajuns cu plata la acele luni pentru nicio societate comercială. Gabriel George mai spune că o parte din angajații Minprest au spus în față că își vor lua concedii medicale dacă vor fi mutați în alte puncte de lucru. Sunt persoane care au venit și mi-au spus dacă nu ne dai concediu de odihnă când vrem noi sau pentru că avem nevoie, da? Sau dacă ne schimb de pe un loc de muncă pe altul, mergem și ne luăm concediu medical. Deci acele persoane când vin și îmi spun mie în față acest lucru, vă dați seama că nu pot să cred că în două zile s-au și îmbolnăvit. George a mai precizat că în anul 2014 angajații unității au beneficiat de 8500 de zile de concediu medical.